episodul trecut am privit spre versetul 16 din 1 Timotei capitolul 4, spre ceea ce înseamnă masculinitatea. Și am spus că doresc să luăm acest verset și să-l rupem în două. Să luăm fiecare părticică acestuia pe rând și să observăm ce dorește Dumnezeu să ne spună nouă, bărbaților în special. Să observăm niște exemple mai specifice. Prima parte este să fii cu luarea minte asupra ta, iar a doua parte este să fii cu luarea minte asupra învățăturii tale. Dar pentru prima parte a versetului ne-am putea concentra, ziceam, pe multe lucruri. Viața noastră de rugăciune, aspirațiile noastre profesionale, atitudinile noastre, temerile noastre, stabilitatea noastră emoțională și așa mai departe. Dar, în schimb, vreau să ne concentrăm atenția noastră asupra amenințărilor la adresa sfințeniei și slujirii noastre care vin din propriul nostru corp. Știți că ideea generală a învățăturii din Evrei 12 cu 14 este să urmărim sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Deci, care sunt acele amenințări care vin din trupul nostru împotriva sfințeniei? Trupul nostru, așa ca să sumarizăm foarte mult, are trei apetite foarte puternice. Apetitul după mâncare și băutură, dar apetitul pentru somn și apetitul pentru sex. De la început, vreau să clarificăm faptul că toate acestea sunt dorințe pe care Dumnezeu le-a pus în om. Existau încă înainte de cădere, dar ele în sine sunt bune, dar în proporțiile corecte. Doar că după ce păcatul a intrat în lume, iar într-o mare măsură a făcut din corpul uman centrul de operare, dar nu știu de ce, aceste apetite au fost și ele deformate și stricate. Așa că aceste pofte au devenit inamicul nostru, fiindcă diavolul încearcă prin acestea să ne robească și să ne ducă în păcat. Pavel scrie în Romani, capitolul 8, în versetul 13, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Cu alte cuvinte, dacă vei veghea asupra ta, vei fi cu luarea minte, te vei salva. Așa cum spune Pavel în textul nostru, cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică, scrie Apostolul Pavel în Galateni. Și de asemenea, de aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta, rea și lăcomia, care este o închinare la idole, scrie de asemenea Apostolul Pavel în Coloseni. Acum, vreau să le luăm pe rând toate aceste trei apetite. Da, mâncarea și băutura. În mod specific, despre mâncare și băutură, Pavel scrie în 1 Corinteni 6 cu 13. Da, mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele iese pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Cum am putea vorbi despre cumpătare în biserică dacă burțile noastre cad peste cureaua de la pantaloni? Dar dacă nu ne vom putea ține burta în frâu, nu vom putea ține nici pe oameni. Astfel, trebuie să înțelegem că omul mănâncă ca să trăiască, nu trăiește ca să mănânce. Trebuie să ținem toate lucrurile în echilibru. Mai apoi, trebuie să fim cu luarea minte asupra apetitului nostru pentru somn. Eu sunt într-adevăr un fan al somnului, îmi place să dorm. Însă, dacă nu ținem în echilibru acest apetit, ne semnăm propria pieire, dar pe toate planurile. Înțeleptul Solomon scrie că și bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Dar să mai adorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Somnul este bun și absolut necesar. Însă trebuie să găsim cantitatea de care avem nevoie
pentru a funcționa cât mai bine pentru Dumnezeu și nu mai mult. De ce? Pavel scrie în epistola lui către Efeseni, capitolul 5, în versetul 15, luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De asemenea, nici să nu cădem în burnout, da? Să fim mereu epuizați, pentru că nu vom mai putea funcționa la capacitățile maxime. Și nu cel din urmă apetit este cel pentru sex. Acesta a fost distrugătorul a multe slujiri. Domnul Iisus spune, și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu, numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghenei. Vedem, nu? Ce este în joc în controlul acestui apetit? Iadul. De aceea Pavel scrie să fim culoarea mintea asupra noastră. Pentru că, într-un anume sens, ne vom mântui, ne vom salva. Din acest motiv, Pavel scrie despre lucrarea sa. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Un bărbat adevărat veghează asupra lui, este cu băgare de seamă asupra lui. De aceea, înainte de a fi cu băgare de seamă asupra învățăturii pe care o dăm altora, trebuie să fim cu băgare de seamă asupra umblării noastre cu Domnul. Iar acum vom privi la a doua idee a versetului. Fii cu luarea mintea asupra învățăturii tale. Porunca asta, în cel mai simplu mod de a o prezenta, ne trimite în biroul nostru, în biblioteca noastră, să studiem din greu Scriptura și să ne rugăm Duhului să ne deschidă ochii. Acum, capitolul 4 din 1 Timotei, într-adevăr, se adresează în mod special prezbiterilor, la un anumit nivel. Dar, la un nivel mai larg, se adresează întregii biserici. Haideți să vedem ce trebuie să facem. Și vreau să vedem această idee cum străbate întreg capitolul 4. Deci, în primul rând, trebuie să detectăm erorile în biserică și, în general, în toate învățăturile, cărțile și muzica pe care le citim și ascultăm. Versetul 1 și 2 din capitolul 4. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Dar ne întrebăm, de unde știm care este teologia, învățătura corectă? Testează totul prin cuvânt, pentru că asta ne duce imediat la conținutul învățăturii false. Noi ne aducem aminte că așa a căzut omul în păcat, da, în Geneza 3. Oare chiar așa a spus Dumnezeu? Da, el nu vă vrea binele, asta spunea șarpele. Și acolo în Efes erau oameni care interziceau căsătoria și mâncarea anumitor lucruri, vedem în versetele 3 și 4. Dar Pavel spune, aveți grijă pentru că oamenii aceștia neagă tocmai caracterul lui Dumnezeu, distorsionând cuvântul său, adăugând sau scoțând din cuvânt. Care sunt câteva învățături false care ne amenință pe noi? Câteva ar fi învățătura mântuirii prin fapte, superficialitatea credinței creștine, răstălmăcirea cuvântului, libertinismul, legalismul, materialismul, idei care vin din stânga, din dreapta, de la alți predicatori, așa ziși evanghelici, cărți din librării creștine, dar lucruri periculoase. Apostolul Pavel, întreaga Scriptură, îi spune să fim atenți. Însă noi nu trebuie doar să detectăm erorile, ci trebuie și să declarăm adevărul în biserică. În versetul 6 este scris, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum.
Dar cum faci asta? Învață cu toată autoritatea. Versetul 13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Și versetul 16. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Apoi, trăiește în puritate. Versetul 12. La nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Robert Murray Machane, un pastor incredibil, folosit de Dumnezeu într-o trezire spirituală din Scoția, care a murit la vârsta de 30 de ani, spunea: cea mai mare nevoie pe care biserica mea o are este sfințenia mea personală. Dar iată un adevăr de care avem nevoie disperată să-l auzim și să-l aplicăm. Nu-mi este mai frică de nimeni și de nimic decât de mine însumi. De aceea, trebuie să ne rugăm pentru liderii din bisericile noastre. Și în cele din urmă, cum să declari adevărul în biserică? Pregătește-te pentru eternitate. Versetele 7 și 8. Ferește-te de basmele lumești și băbești, dar caută să fie evlavios. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Pavel ia imaginea pregătirii pentru sport, da, pentru trupul exterior, și zice: nu-i rea, dar nu-i cea mai bună. Mai degrabă, du-ți la capăt mântuirea progresiv și persistent. Dar investește energie, timp, resurse în rugăciune, în cuvânt, în închinare, în post, în evangelizare, mai mult decât investești în viața fizică. Dar aici să te deprinzi. Dar aici să te pregătești. Trupul ține câțiva ani, dar sufletul este pentru veșnicie. Cum să te mai pregătești pentru eternitate? Lucrează din greu pentru mântuirea altora. Dar stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Dar în mod clar, nu noi mântuim oamenii, dar Hristos o face. Cum? Aduce la mântuire oameni prin copiii lui, prin creștini, prin liderii bisericii. Și aceasta este o investiție, este pregătirea pentru eternitate. Acesta este adevărul, pur și simplu.